Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem la un nou episod pe urmele istoriei despre momentul în care am întors armele 23 august 1944. Suntem pe strada Ilfov 6, iar în spatele nostru este judecătoria sectorului 3. Salut, Mihai! Salut, salut! Da, suntem la intersecția străzilor Marconi cu strada Ilfov și vom vorbi astăzi despre sediul judecătoriei sectorului 3. Ce a adăpostit ea la momentul 23 august 1944? Așadar, la 23 august 1944, în spatele meu se afla sediul mițiunii militare Aero, a Aerului, Luftwaffe, condusă de generalul locotenent Alfred Gerstenberg, domnul mai rotofei un pic de aici, de pe coperta cărții, care în noaptea de 23-24 august 1944, mai precis spre orele 12 noaptea, se afla în sediul legației Germaniei. De ce se afla acolo? Pentru că ambasadorul legației Germaniei la București, Manfred von Killinger, fusese în audiență la Palatul Regal, după ce Antonescu fusese arestat, pentru a cere lămuriri noului guvern și regelui. Asta se întâmpla către orele 21. După încheierea audienței, către orele 21.30, Killinger s-a întors la sediul legației Germaniei din Calea Victoriei, acolo unde era așteptat de către toți șefii misiunii militare, inclusiv de către generalul Spalke, care era atașatul militar german în România. Șefii misiunilor militare în România erau generalul locotenent Hansel, general de cavalerie, generalul locotenent de aviație Alfred Gerstenberg, despre care am vorbit, amiralul Tillerson, șeful misiunii navale, și pe lângă ei se mai afla consilierul Stelzer, șeful Averului în România și așa mai departe. Deoarece comunicațiile fusese tăiate în București de către comandamentul militar al capitalei, la sediul legației germane se afla singurul telefon operabil, singura legătură operabilă cu în altul comandament german, cu OKV-ul. După ora 12, aceștia s-au sfătuit și au luat legătura cu OKV-ul. Gerstenberg a luat legătura cu eșalonul său superior, cu generalul Kreipe, care era șeful statului major al Luftwaffe, și acestuia i-a comunicat faptul că el poate să răstoarne noul guvern cu o divizie de artilerie antiaeriană și cu câteva tunuri face ordine în București. Imediat după aia, între orele 12 și 1 noaptea, Hans Fiesner primise ordine direct de la Hitler privind distrugerea acestui puci, cum îl percepeau germanii. De partea opusă, generalul Hansen, care era mult mai bine informat și mult mai realist, mult mai rațional, s-a opus atacului trupelor germane și luării cu asalt a Palatului Regal, pentru că și-a dat seama că aici nu este vorba de un simplu puci, ci este vorba de o întreagă răsturnare de situație și situația necesita o abordare lucidă, respectiv evacuarea trupelor germane din garnizoana București. Generalul Hansen a fost demis prin generalul Hans Fiesner, care era comandantul grupului de armate Ucraina Sud, și atunci întreaga operațiune de răsturnare a noului guvern Stănătescu a fost preluată de către generalul Gerstenberg. El a fost numit de către înaltul comandament german să conducă operațiunile de repunere în funcție a guvernului Antonescu și de eliberare al celor doi antonești. După ora 1, Gerstenberg a venit la Palatul Regal împreună cu generalul Hansen și cu consilierul de presă Gerhard Stelzer, pentru că fuseseră chemați de către noul guvern, de către Stănătescu și ministrul afacerilor externe, fuseseră chemați la palat să li se pună în vedere faptul că trupele germane au atacat niște subunități ale regimentului conducătorului statului, care veneau dinspre șoseaua București, Băneasa, se îndreptau către Băneasa și au fost atacate de către trupele germane. Cei doi generali au fost chemați la palat pentru a li se comunica faptul de a transmite trupelor să înceteze focul și să părăsească cât mai repede capitala. Generalul Hansen a promis că așa vor face, că se vor îndrepta către barierele Bucureștiului și vor părăsi capitala. De asemenea, a fost susținut de generalul Gerstenberg. Mai mult, generalul Gerstenberg a supralicitat, rugându-l pe Stănătescu, pe noul prim-ministru, să-i îngăduie ieșirea din București, pe la podul Băneasa, pentru a lua legătura cu trupele sale din Lagerwald, din tabăra de pădure, îi se spunea, din pădurea Băneasa, pentru că acolo se afla un bunker al trupelor germane și un întreg dispozitiv de luptă. Așadar, Gerstenberg i-a promis lui Stănătescu că dacă îi permite să iasă din București pentru a lua legătura cu trupele germane din Lagerwald, toate trupele vor părăsi și Băneasa și Bucureștiul și se vor îndrepta către Ploiești, vor debușa către munți. Generalul Stănătescu și-a dat seama că este o capcană, dar avea nevoie de timp. Trebuia să tragă de timp. Și-a dat seama că generalul Gerstenberg nu-și va ține cuvântul și a fost de acord. Mai mult, l-a rugat pe un ofițer, colonelul Valeriu Șelescu, să-l însoțească pe Gerstenberg la Băneasa, pentru că trupele române deja baricadaseră rambleul podului de la Băneasa și podul care traversează lacul Floreasca. L-a trimis pe Șelescu să-l însoțească pe Gerstenberg. Bineînțeles, s-au îndreptat către pădurea Băneasa, cei doi, Gerstenberg și Șelescu, împreună cu șoferul lui Gerstenberg. Hansen a refuzat să se îndrepte către Băneasa și a venit la sediul misiunii militare a armatei de uscat de la Școala Superioară de Război. Așadar, Gerstenberg ajunge în pădurea Băneasa, acolo îl ia prizonier pe Valeriu Șelescu și ordonă trupelor germane să se avânte asaltul trupelor germane către podul Băneasa, dar când vom merge la pod. Deocamdată revenim aici, la sediul misiunii militare Aero, din strada Ilfov numărul 6. Această clădire era deja baricadată după orele 12 noaptea.
fuseseră amenajate și în curtea judecătoriei de astăzi diferite șanțuri, sârmă ghimpată, puseseră mine antipersonal. La ferestre fuseseră amplasați saci de nisip. Să ne îndreptăm un pic către curtea judecătoriei. Așadar, era un fel de cetate în noaptea de 23-24 august 1944, sediul actual al judecătoriei sectorului 3. Toată lumea era în așteptare, toți militarii, în jur de 100 de militari germani se aflau aici, trupă și ofițeri. Și toată lumea aștepta ca generalul Gerstenberg să se întoarcă de la Băneasa cu un contingent foarte mare de trupe și să elibereze, să despresureze sediul Luftwaffe de aici, din Ilfov numărul 6, și, bineînțeles, să restabilească ordinea așa cum și-o doreau germanii în capitală. Către orele 4 dimineața, 4:30 dimineața, trupele regimentului 2 Călăraș, care fuseseră trimise aici pentru a bloca sediul misiunii aero-germane, i-au somat pe cei din clădire să depună armele, că nu li se va întâmpla nimic, și vor fi luați prizonieri. Bineînțeles, militarii germani, așa cum am spus, în așteptarea lui Gerstenberg pentru a-i despresura, au refuzat să execute ordinul ofițerilor din regimentul 2 Călăraș, care făceau parte din comandamentul sud, pentru că imediat după declanșarea celor două alarme, Pajura și Stejar Extremă Urgență, comandamentul militar al capitalei împărțisele București în două zone, comandamentul de nord și comandamentul de sud. Iar aici erau trupele din comandamentul de sud, respectiv regimentul 2 Călăraș. După orele 4:30 dimineața s-a declanșat canonada, imediat după ce germanii au refuzat să predea armele, și militarii români au încercat în câteva rânduri să ia cu asalt clădirea fostei prefecturi, pentru că aici, în anii 30, clădirea a adăpostit fosta prefectură Ilfov. Au avut loc 2-3 asalturi, iar după orele 9:30 dimineața, în jurul orelor 10, trupele române au fost confruntate și cu un atac aerian, pentru că au venit câteva ștucasuri și au mitraliat trupele române care se aflau pe cele două maluri ale Dâmboviței. Bineînțeles, în zilele noastre numai configurația terenului este total diferită, Dâmbovița este amenajată, peste râu este sistematizată și așa mai departe. Cu toate acestea, trupele române au reușit către orele 11 să cucerească sediul misiunii aero, de aici din Ilfov numărul 6, și să ocupe clădirea. Cei 100 de militari germani s-au predat regimentului 2 Călăraș condus de colonelul Dan Ionescu. Așadar, luptele s-au încheiat aici după aproximativ 6 ore. Au fost și 3 morți, un ofițer și 2 reprezentanți ai trupei, un subofițer și un gradat, mi se pare, dar nu au fost mai multe victime, deci doar 3 morți și câțiva răniți. Ulterior, trupele regimentului militari din regimentul 2 Călăraș, după ora 11, au primit ordin să se deplaseze la sediul Școlii Superioare de Război, astăzi Universitatea Națională Carol I, Universitatea de Apărare Națională Carol I, pentru a elibera și sediul Școlii de Război, acolo unde se afla sediul misiunii militare de uscat, conduse de generalul Hansen, despre care am vorbit mai devreme. Ne aflăm în fața Universității Naționale de Apărare Carol I, fosta Academia Militară în perioada comunistă, fostă școala de război în anii 30-40. Edificiul este ridicat în a doua jumătate a anilor 30, sub domnia regelui Carol al II-lea și în timpul mandatului de ministru al apărării al generalului Paul Teodorescu. Iar la momentul 23 august 1944, una dintre aripile acestei școli superioare de război adăpostea sediul misiunii militare germane de uscat, armata de uscat, condusă de generalul de cavalerie Hansen. Așa cum am spus, Hansen a refuzat să participe la răsturnarea guvernului Sănătescu, a fost desărcinat din funcție și înlocuit de Gerstenberg. La sediul misiunii militare germane se aflau peste 200 de militari germani, iar așa cum am spus, în Ilfov numărul 6, la sediul misiunii aero, trupele regimentului 2 Călăraș au venit aici după ora 11 și împreună aici s-au întâlnit cu regimentul 21 Infanterie. Cele două unități militare au intrat în dispozitiv de luptă, au înconjurat toată clădirea, inclusiv în spatele ei, în șoseaua Panduri, și după masa zilei de 24 august 1944 au pornit la atac. Au fost de asemenea câteva atacuri succesive, germanii la fel se baricadaseră în interiorul școlii superioare de război și atacurile au încetat în seara zilei de 24. În timpul nopții, câteva zeci de militari germani care și-au dat seama că încercuirea este bine realizată și că n-au nicio șansă să scape a doua zi, au reușit să fugă din clădirea școlii superioare de război și să fugă prin aleile parcului și să ajungă undeva prin Cotroceni, dar a doua zi au fost luați prizonieri. Luptele de aici, din jurul școlii superioare de război, au fost ecranizate în filmul artistic al regizorului Sergiu Nicolaescu, Oglinda, din 1993. La fel și luptele din strada Ilfov numărul 6, luptele purtate în jurul misiunii militare Aero, la fel se regăsesc ecranizate în producția lui Sergiu Nicolaescu, așa că doritorii, dacă vor să revadă un fel de reconstituire a acestor lupte, pot viziona acest film, unde pentru câteva
zeci de secunde sunt redate aceste lupte din Ilfov numărul 6 și de aici din fața Școlii Superioare de Război. Iar în dimineața zilei de 25 august 1944, cele două regimente au dat un nou asalt și au reușit să pătrundă în clădire, prin spatele clădirii, prin șoseaua Panduri, și au reușit să cucerească Școala Superioară de Război. Au fost luați prizonieri, foarte mulți ofițeri, de asemenea s-au purtat și alte lupte în interiorul Bucureștiului. Iar a doua zi, pe 26 august, putem spune că luptele din București au încetat. Abia în nordul Bucureștiului se mai dădeau lupte, respectiv la Băneasa, la podul de la Băneasa. În schimb, în teritoriul capitalei, luptele încetaseră. Fuseseră anihilate prin foc și prin blocare toate punctele germane. Fabrica de textile de la Delea Nouă, lazaretul de la Crematoriu, de la Șerban Vodă, bariera Rahova, pentru că germanii încercaseră să pătrundă în București și prin sud. Prin nord, pe la Băneasa, și prin sud, pe șoseaua București-Alexandria. Dar, la fel, comandamentul zonei de sud a reușit să blocheze intrarea trupelor germane prin bariera Rahova. Și, de asemenea, au fost luați foarte mulți prizonieri și chiar un tank a fost capturat la bariera Rahova. Luptele de aici, de la Școala Superioară de Război, au încetat în ziua de 25 august. Militarii germani care se aflau în clădire au fost capturați și luați prizonieri. Iar trupele române, imediat cum au intrat în clădire, au descoperit acolo o dezordine totală. Totul era devastat în clădire. Evident, se trăsese cu diferite calibre, arme automate, aruncătoare de branduri și cu mitraliere. Ne aflăm pe șoseaua Ștefan cel Mare. În spatele meu se găsește sediul Inspectoratului General al Poliției, acronim IGPR. La momentul 23 august 1944, aici aș avea sediul Inspectoratul General al Jandarmeriei. Un obiectiv cheie pentru conspiratorii care l-au dat jos pe Ion Antonescu, pentru că jandarmeria avea în București câteva mii de oameni ca trupă. Aceste efective ale jandarmeriei constituiau o grupă de șoc, o forță însemnată în cazul în care noi am fi întors armele împotriva germanilor. Și astfel, conspiratorii au avut în vedere această armă a jandarmeriei de a coopta liderii Inspectoratului General al Jandarmeriei în conspirație. Și astfel, conspiratorii au ajuns la generalul Constantin Anton, care a fost cooptat în conciliabule și în pertractările care au pregătit complotul, începând cu vara anului 1944. Undeva prin luna iulie. Generalul Constantin Anton era șeful statului major al Inspectoratului General al Jandarmeriei. A pregătit cumva măsurile pentru alertarea trupelor în cazul în care s-ar fi întors armele. În ziua de 23 august, el nu se afla la sediul Inspectoratului. În schimb, aici în sediu se găsea superiorul său, generalul Constantin Tobescu, care era șeful Direcției Ordine Publică și Siguranță. Deci era cumva adjunctul șefului jandarmeriei, care era generalul Pichi Vasiliu, Constantin Pichi Vasiliu. Generalul Constantin Pichi Vasiliu fusese chemat la Palatul Regal undeva către ora 18:30-19, sub pretextul că la Palatul Regal are loc un consiliu de corană. Antoneștii erau deja arestați în jurul orelor 17 și ușor cei care au preluat puterea au început să-i cheme la palat pe comandanții militari cheie din București. Pichi Vasiliu, Mircea Elefterescu, care era prefectul Poliției Capitalei, și Constantin Pantazi, care era ministrul apărării. Toți trei au fost chemați sub acest pretext că la Palatul Regal are loc un consiliu de corană și este nevoie de prezența lor acolo. Constantin Pantazi a venit, nu și-a dat seama, a venit imediat la palat. La fel și Constantin Pichi Vasiliu. Au fost imediat arestați și trimiși în cazinoul ofițerilor. Mai greu a fost cu Mircea Elefterescu, pentru că și el a fost sunat la prefectura Poliției Capitalei și a fost rugat să vină la palat pentru că are loc acest consiliu de corană. El a bănuit ceva, a vrut să vorbească cu șeful escortei lui Ion Antonescu. Colonelul Emilian Ionescu, ajutantul regal, a refuzat, evident, să îi facă legătura cu șeful escortei și a închis telefonul. Imediat, generalul Emilian Ionescu i-a raportat lui Constantin Sănătescu faptul că Mircea Elefterescu nu dorește să vină la palat și atunci s-a recurs la o stratagemă. Generalul Constantin Pichi Vasiliu a fost rugat să-l sune de la palat pe Mircea Elefterescu și să-l cheme la Palatul Regal. Ceea ce a și făcut. Constantin Pichi Vasiliu l-a sunat pe Mircea Elefterescu la Prefectura Poliției Capitale și i-a ordonat să vină la Palatul Regal. În această situație, Mircea Elefterescu n-a mai avut ce să facă și a venit la palat, a fost arestat imediat și el și trimis la cazinoul ofițerilor. Numai că la Inspectoratul General al Jandarmeriei rămăsese la comandă generalul Tobescu. Generalul Tobescu prinsese de veste oarecum, în clipa în care intrase în inspectorat cu câteva zeci de minute mai devreme, văzuse că trupele erau alertate și erau pe picior de luptă. Constantin Anton, șeful statului major, care era cooptat în conspirație, așa cum am spus, alertase trupele peste capul lui, fără să-i dea de veste. El, imediat când a văzut această situație în inspectorat, l-a sunat pe șeful serviciului secret, pe Eugen Cristescu, asta în jurul orelor 18:10-18:20, și i-a spus că la Inspectoratul General al Jandarmeriei se petrece ceva ciudat. Eugen Cristescu, care atunci chiar atunci a început la ore 18 în sediul SSI-ului,
începuse o ședință de pregătire a dispersării sediului SSI undeva în Ardeal, pentru că trupele sovietice se apropiau de capitală. A suspendat ședința și a venit repede la Inspectoratul General al Jandarmeriei. Amândoi aici, și Eugen Cristescu și Tobescu, s-au sfătuit ce să facă, pentru că și Cristescu primisese o informare de la un informator al său că la palat se petrece ceva, pentru că generalul Antonescu și Mihai Antonescu n-au mai ieșit din palat. Și și-au dat seama amândoi că se petrece ceva la palat și că trebuie să facă ceva. Eugen Cristescu a luat hotărârea să plece la legația germană din Calea Victoriei. Tobescu a mai rămas pe loc să-l înmurească mai bine. Și în jurul orelor 21 a fost nevoit să-i predea comanda lui Constantin Anton și a plecat și el, după Eugen Cristescu, la sediul legației germane din Calea Victoriei. Și astfel, generalul Constantin Anton a preluat comanda Inspectoratului General al Jandarmeriei și a pus toate trupele din dispozitivul jandarmeriei la dispoziția comandamentului militar al capitalei, deci în jur de câteva mii de militari, i-a pus la dispoziția noului șef de stat major al comandamentului militar al capitalei, care era Nicolae Cristea, cel care l-a succedat pe colonelul Dumitru Dămăceanu. Mai o poveste cu sediul IGJ-ului. În decembrie 1943, britanicii au trimis în România, au parașutat o echipă specială, formată din trei parașutiști, gardieni de Chastelain, Ivor Porter, un fost profesor de la Institutul Britanic, care lucrase la British Council aici în București, undeva în 1939-40, de Chastelain, care lucrase ca director la o societate petrolifera Unirea, și un ofițer român din emigrația britanică, capitanul Mețian. Echipa formată din cei trei parașutiști a fost lansată, parașutată în decembrie 1943, undeva în județul Teleorman, însă ei au fost capturați la scurt timp de către jandarmi și au fost aduși aici în sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei. Au fost cazați foarte bine, chiar în apartamentul subsecretarului de stat de la jandarmerie, generalul Constantin Pichi Vasiliu. Au beneficiat de un tratament foarte bun. Misiunea lor în România era de a lua legătura cu Iuliu Maniu, cu șeful opoziției, pentru a-l determina să încheie cât mai repede armistițiu. După ce au fost cazați aici în sediul IGJ-ului, cei trei chiar au fost aduși la o întâlnire cu Maniu, pentru că și Ion Antonescu avea intenția să cheie armistițiu, toată lumea negocia pe toate tablourile, pe toate canalele, inclusiv Ion Antonescu, inclusiv Mihai Antonescu, inclusiv opoziția. Și din dispoziția lui Ion Antonescu, cei trei au beneficiat de un tratament foarte, foarte bun aici, în sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei. Ba mai mult, cu avizul lui Ion Antonescu, de Chastelain, șeful grupei, s-a întâlnit chiar cu liderul opoziției, cu Iuliu Maniu, undeva într-o pădure din apropierea Bucureștiului, mi se pare chiar la Snagov. După această întâlnire, cei trei au fost aduși înapoi aici la sediu și au beneficiat, la un moment dat chiar făceau plajă pe sediul jandarmeriei, sediul IGJ-ului. Se puteau deplasa și în oraș, deci era un regim preferențial. În ziua de 23 august 1944, imediat după arestarea Antoneșilor, cei trei au fost eliberați imediat din dispoziția generalului Constantin Anton, care preluase comanda jandarmeriei, și au fost transportați imediat la Palatul Regal. Au intrat pe poarta principală, deja lumea în jurul orelor 10:22 se difuzase proclamația și lumea se strânsese în fața Palatului Regal, și în momentul în care cei trei parașutiști au intrat pe poarta Palatului Regal, mulțimea adunată în piață i-a ovaționat. Imediat ce au intrat în palat, regele a stat de vorbă cu ei și i-a rugat ca imediat să plece la Istanbul cu un avion militar pentru a transmite aliaților la Istanbul și de acolo la Cairo, să transmită aliaților că noul guvern are de gând să încheie armistițiu și pacea. Ceea ce s-a și întâmplat, cei trei au plecat imediat cu un avion militar la Istanbul. Trebuie spus că și parașutiștii au avut cu ei și un aparat de emisie-recepție, care la fel a fost adăpostit aici, în sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei. Deci ei au fost cazați și au avut acest regim preferențial cu acordul lui Ion Antonescu, iar legătura arestaților cu factorii de decizie era asigurată de Eugen Cristescu și de Pichi Vasiliu, deci de Eugen Cristescu, șeful Serviciului Secret de Informații, Special de Informații, și de Constantin Vasiliu, care era subsecretarul de stat la interne, pe jandarmerie și ordine publică. Revin un pic la Tobescu și la Eugen Cristescu. După ce s-au refugiat în clădirea legației germane din Calea Victoriei, ulterior au, să zicem, au dezertat de la datorie, s-au ascuns în București, în diferite locuri, în diferite case, și ei vor fi ulterior capturați și predați, anchetați, predați sovieticilor, după aia retrimiși în țară și judecați de Tribunalul Poporului și condamnați la ani grei de închisoare. Eugen Cristescu a fost condamnat la pedeapsa capitală, dar a scăpat printr-un decret de grațiere în ultima clipă. Iar Tobescu, mi se pare, a luat 10 ani de zile. Despre clădire, ce putem spune este că a fost ridicată în plină criză economică. În construcția aia a fost finalizată undeva la sfârșitul anilor 30, 1929-1930, deci sub un guvern PNC. În momentul de față, din păcate, arată așa cum arată, disneyficată, pentru că în urmă cu vreo 7-8 ani, 10 ani, conducerea poliției a luat hotărârea să restaureze, să renoveze, să reconsolideze clădirea IGPR-ului,
pe repede înainte. Și firma constructoare a făcut acest kitsch, simbol kitsch, Disneyficare, se mai spune în rândul arhitecților și urbaniștilor. Și în momentul de față, clădirea adăpostește Inspectoratul General al Poliției Române. Suntem la piciorul podului Băneasa. Deasupra noastră este calea ferată care leagă Bucureștiul de Constanța. Așa cum am spus, în strada Ilfov, numărul 6, generalul Gerstenberg a plecat de la Palatul Regal către tabăra de pădure, către comandamentul din pădurea Băneasa. A trecut pe aici, pe sub acest pod, mă rog, un pod mai rudimentar la acea vreme, acesta este podul modernizat. Aici era plin de trupe românești care blocau intrarea în București pe la bariera de nord, pe aici, pe la podul Băneasa. Generalul Gerstenberg a plecat către pădurea Băneasa, către comandament, către tabăra de pădure, împreună cu Valeriu Șelescu, care i-a asigurat trecerea prin acest punct de control. Și în clipa în care a ajuns în tabăra de pădure din Băneasa, generalul Gerstenberg s-a întors cu o coloană motorizată, vrând să intre în București și să răstoarne noul guvern, instaurat la 23 august 1944. Acum vom merge ușor către podul Băneasa. În spatele meu este o placă memorială, o placă comemorativă care amintește de luptele care s-au purtat în zilele de 24, 25 și 26 august 1900 și 27 august 1944 și amintește de aceste lupte și este pusă în memoria tuturor celor care și-au dat viața, ostașilor români care și-au dat viața pentru apărarea Bucureștilor în august 1944. Au fost numeroși morți și aici la pod și aici la podul Băneasa, și în pădurea Băneasa și în pădurea Tunari. De pildă, în pădurea Băneasa se găsea postul nostru de radio, care a fost la un moment dat ocupat de germani, după aia eliberat de către noi. De asemenea, în pădurea Tunari se afla postul Ilse 2, postul german, care transmitea informații despre ultimele evenimente petrecute în București și conform, potrivit postului Ilse 2, noul guvern avea să fie răsturnat de către trupele germane și noul guvern favorabil germanilor avea să fie instaurat în capitală în câteva zile. Deci postul Ilse 2 a emis timp de 2-3 zile și a dezinformat în masă, să zicem, populația Bucureștiului. Iar postul nostru de radio a încercat să se opună și să transmită știrile adevărate din care se petreceau mai ales aici în nordul capitalei. Bun, acum ne îndreptăm pe șoseaua București-Ploiești către podul Băneasa, un pod care a fost ocupat de trupele române, de către regimentul de gardă Călare, pentru că întregul dispozitiv român de aici, din zona Băneasa, de la bariera Băneasa, era format din militari din regimentul de gardă Călare, condus de colonelul Marcel Olteanu. În noaptea de 23-24 august 1944, trupele lui Olteanu au despresurat parcelarea Filipescu, acolo unde se afla comandamentul militar al capitalei, și numeroase obiective germane, erau birourile legației, erau apartamente particulare ale ofițerilor germani, sediul Gestapo, birouri ale misiunii militare ale armatei de uscat germane. Și după ce au eliberat și după ce au blocat și au luat prizonieri pe germanii care din parcelarea Filipescu, trupele lui Olteanu au venit aici în nordul capitalei și au barat intrarea în București. Pe podul de la Băneasa, podul a fost blocat cu bărci de agrement găsite pe lacul Floreasca, pe Herăstrău aici. Au luat bărcile, le-au pus pe de-a curmezișul podului și astfel au blocat intrarea în București. Dacă ne uităm în spate, trupele române, trupele lui Marcel Olteanu, intraseră în dispozitiv de-a lungul rambleului de cale ferată și aveau, să zicem, o poziție dominantă față de trupele germane care încercau să intre în București pe podul deasupra lacului Herăstrău. Așadar, Gerstenberg se întoarce către capitală în fruntea unei coloane motorizate, iar capul coloanei era format dintr-un tun antiaerian german, un flak 88 de mm, pentru că acest tun avea menirea de a sparge dispozitivul românesc. Proiectilele de 88 sunt bine cunoscute că erau foarte puternice și puteau să spulbere orice de la tancuri până la cazemate. Numai că acest tun de 88 de mm a fost doborât în chiar primele minute de la începutul luptei. Luptele au început în jurul orelor 6 dimineața, 5-6 dimineața, și un tunar din secția tunuri a regimentului de gardă Călare, cu un tun de 45 de mm anticar, a reușit să distrugă acest tun de 88 de mm și să oprească întreaga coloană germană care se îndrepta către capitală. Tunul, blocând intrarea pe pod și în București, cei din coloana motorizată germane au fost nevoiți să se dea jos din camioane și să ocupe malul nordic al lacului Floreasca,
și să tragă către trupele noastre aflate pe malul sudic, aici, spre care ocupau și toată această zonă a parcului Herăstrău. Fiind blocată coloana, ai noștri au reușit să-i dea peste cap pe germani și să distrugă întreaga coloană motorizată. Gerstenberg a fost nevoit să se întoarcă și a acceptat înfrângerea și a reamplasat dispozitivul în pădurea Băneasa și a așteptat întăriri. Pentru că și-a dat seama că nu-i de glumă cu colonelul Marcel Olteanu și că, într-adevăr, cei care au preluat puterea la București dispuneau de forțe impresionante și care puteau să pună probleme mari garnizoanei germane din București și din Lagerwald, din tabăra de pădure. Aici ne aflăm exact pe podul Băneasa, podul rutier. Tot așa, dacă sunt privitorii noștri și doresc să privească un reenactment, un fel de reconstituire a luptelor, să vizioneze filmul lui Sergiu Nicolaescu, Oglinda, cel din 1993, care redă oarecum fidel luptele care s-au purtat la Băneasa aici în 24-25 august 1944. Mai trebuie spus că generalul Gerstenberg a revenit în pădure, a comunicat la Berlin, la Rastenburg, că forțele armate românești sunt foarte bine instruite și foarte bine dotate și că nu pot pătrunde în capitală. Și pe cale de consecință, în altul comandament german a hotărât ca la București să aterizeze câteva sute de militari germani. Pe calea aerului au fost trimise 600 de militari germani de la grupul de armate F din Iugoslavia. Au fost trimiși cu câteva avioane de transport. Pe aeroportul Otopeni au aterizat aceste avioane pentru că se dădeau lupte la acel moment pentru cucerirea aeroportului Otopeni, Pipera și Băneasa. Aceste câteva sute de militari germani au aterizat în ziua de 26 august și au încercat să pătrundă din nou în capitală. Mă rog, să pătrundă nu pe aici, pentru că deja noi avansasem în kilometru 2 în fața podului. Tot în ziua de 26 august, aviația anglo-americană, chemată în ajutor de către noul guvern, a declanșat un covor de bombe la nord de capitală, exact în tabăra de pădure germană. Din păcate, se pare că au murit și circa 100 de militari români în acest foc colateral, victime colaterale ale acestui bombardament năpraznic, pentru că au fost sute și sute de militari germani măcelăriți în pădurea Băneasa de către bombardierele americane. Și, din păcate, se pare că au murit și câteva zeci, poate 100 de militari români ca victime colaterale. Pentru că apucaseră să înainteze către pădurea Băneasa. De asemenea, în ziua de 26 august, pe aeroportul Otopeni a aterizat generalul locotenentul de aviație Rainer Stachel. El venise direct de la Varșovia, în altul comandament german, Hitler, îl trimisese special pe Rainer Stachel la București pentru a elibera trupele fărămițate din București și din zona Băneasa, pentru a le scoate și a le despresura și a le retrage către munți, către Ploiești și ulterior către Ardealul ocupat de trupele germano-maghiare. Și Rainer Stachel, de ce a fost trimis tocmai un general locotenent de aviație de la Varșovia? Pentru că acest general era cunoscut ca un militar care reușește foarte bine să iasă din încercuiri. El a avut de-a lungul timpului, în perioada celui de-al doilea război mondial, 3-4 succese de acest gen, de a ieși din tot felul de împresurări. Și pe cale de consecință, la Varșovia, unde izbucnise revolta antigermană, insurecția din Varșovia la 1 august 1944, iar generalul Rainer Stachel fusese încercuit de insurgenți, deci cu ajutorul unui general SS a reușit să iasă din încercuirea insurgenților, ulterior să declanșeze lupte de reprimare a forțelor insurgente din Varșovia. Numai că n-a apucat să apuce sfârșitul insurecției din Varșovia, pentru că a fost trimis de Hitler aici la București. În clipa în care el a aterizat pe 26 august 1944, el a preluat comanda tuturor forțelor din nordul capitalei și de pe Valea Prahovei, iar generalul Gerstenberg a devenit și cu generalul Hofmeier, generalul SS Hofmeier, cel care comandau brigada 54 SS, au devenit un fel de ajutanți ai săi. O ultimă încercare de a intra, de a pătrunde către București a avut loc în ziua de 26 și ulterior în ziua de 27 august, dar nici de această dată Rainer Stachel n-a fost în stare să pătrundă în capitală. Și astfel el a fost nevoit să comunice la Oberkommando der Wehrmacht, la înaltul comandant german, faptul că a suferit pierderi foarte mari și că este cazul să se retragă. Bineînțeles, fiind pus în fața acestei situații, înaltul comandament german n-a mai avut ce să facă și cei trei generali, Hofmeier, generalul SS Hofmeier, general de poliție Hofmeier, generalul Gerstenberg și Rainer Stachel, s-au retras cu o coloană motorizată de circa 200 de autovehicule către Valea Prahovei și au fost prinși undeva în apropiere de Ploiești, pe raza localității Dobrița. Au fost prinși de câteva elemente înaintate ale armatei a 4-a, care le-au interceptat calea și au somat să se predea pentru că nu aveau nicio șansă pentru că trupele armatei a 4-a erau mult mai numeroase. Și astfel cei trei generali au căzut în captivitate. De asemenea,
În București au mai fost luați prizonieri câțiva generali germani, în total 7 generali germani au fost luați prizonieri și putem spune astăzi că, și așa e bine cunoscut și în istoriografia subiectului, faptul că întoarcerea armelor de la 23 august, răsturnarea regimului antonesian, a scurtat perioada războiului cu circa 6 luni de zile. Trupele române, sub comanda regelui Mihai, s-au purtat exemplar și au făcut acte de vitejie, putem spune, aici, mai ales în zona de nord a capitalei, în pădurile din zona de nord a capitalei, la Mogoșaia, Tunarii, Otopeni, militarii români s-au comportat foarte bine, ținând cont și de faptul că foarte mulți dintre ei erau în perioada de instrucție. Dar au luptat cu abnegație și trebuie lor să le aducem recunoștința noastră acum la 80 de ani de la comemorarea sau aniversarea evenimentelor de la 23 august 1944. Așadar, de aici, de pe podul, de pe lacul Floreasca, punem punct acestui episod. Mai urmează, stați aproape și nu uitați, scrieți-ne în comentarii care au fost cele mai impresionante locuri prin care am trecut, locuri prin care și voi treceți, probabil că în fiecare zi, și prin care nu știți câtă istorie se află pe acele pământuri. Îți mulțumim, Mihai, mulțumesc și să ne vedem cu bine data viitoare. Lăsați comentariile, citim pe toate. Salut, numai bine!